Răzvan acolo. Bună ziua, domnul Răzvan. Salut, ia un loc. Ia un loc. Ce faci? Bine, mă bucur să vă văd timp de un an de zile. Timp de un an de zile? Da. Ne-ai văzut de să-ți dau. Mi-a fost... Mulțumesc mult de tot. Deci pe mulțumesc mult de tot, Răzvan. Așa, așa. E o perioadă când, na. Da. Suntem contagioși și nu știu ce e și să nu se ia. Știți cum e. Ce? De un an de zile n-ai mai fost pe la. Da, de un an de zile și chiar mi-a fost dor de dumneavoastră de, și de domnul Răzvan și de domnul Ceristei și de Vlăduț, îmi pare că nu este, salutare. Cum nu? Te cheamă, dar facem cunoștință după program. El e Nicolae. Domnul Nicolae, să trăiți. Șef Nicolae, n-ai auzit de el? Am auzit la chef la cuțite? La chef. A fost la chef la cuțite, a făcut, da. A făcut parte din cheful Scârlătescu, nu? Ultima aha, dată. Da. Scârlătescu. Da. Tu ai fost la chef la cuțită? Nu, dar uite, am învățat păi să... Păi de ce? Pentru că nu te lasă cu obiecte ascuțite. Știu, dar uite că am învățat să gătesc, domnul Răzvan. E, lasă-mă! Ciorbițe... Ce ciorbiță faci? De legume, de dovlecei... Și de legume și de dovlecei? De ștevie... De ștevie? Da. Și... Carne nu pui? Pui și carne, pe, și cartofi, și carne. Pun de toate în ciorbă. În aia de legume? Se... Da. Așa, am înțeles. Și altceva ce... Deci pe partea de băut bei? Da, eu beau numai sucuri naturale. Asta îți mai trebuia să bei și alcool. Nu, alcool nu beau, pentru că nu îmi face bine la plămâni, la... Alcoolul la plămâni? La fica, la oriunde, știți? La fica. Asta să spună medicul profesionist, nu sunt eu medic. Domnul Răzvan, vă rog, da. Invitați-l când aveți puțin timp la X-Factor, că avem casting-ul ăsta. A fost, el a fost. A fost, am fost la X-Factor, la păi, Bănică. Și la Brânge și la Delia. Da. El a fost, povestea lui este așa, eram la... Am fost? Nu știu dacă, cred că în anul în care ai fost tu. Ok. El era steward și ne ajuta cu toți concurenții, cu... Deci și era povestea. Personalul adjuvant, voluntarii, da, din echipa X-Factor. Și la un moment dat, când n-am fost atenți, s-a înscris, cineva ne-a făcut o glumă și l-au, nu? Da. Tu ai cerut să fii pe scenă. Eu am cerut să fii pe scenă și... După trei zile în care ai aranjat scaune pe acolo și garduri, te-ai enervat și ai zis, bă, locul meu nu e aici. Nu, n-am așezat adică... scaune, n-am așezat. Eu am punut acolo, m-am băgat în public. Și erai în public, nu erai între voluntari. Nu, în public eram. Și a fost, cu cine pot să vin și eu la X-Factor? Păi, și ai simțit că locul tău nu e acolo în sală, ci locul tău e pe scenă, nu? Pe scenă, da. Și uite că în moment dat am fost pe scenă, în față așa, cu Bănică. Așa, ai ajuns acolo, a cântat, i-a plăcut lui Ștefan de el. De mine, am primit doi de da. Bănică la noi normal la cap și... Este, Bănică. Este normal, cum să spui? Idolul tău, ți-ai făcut poze cu el, ai rezolvat, că la un moment dat ai fost și John Bănică. Da, am fost și John Bănică, da. Și a mers mai departe. Și după aia a ajuns la Umor. Și Bendeac a încercat două ore să-l învețe prima strofă din Luceafărul, nu? Mi-aducă da. Bine minte? Da. Ai învățat-o? Normal că am învățat-o. Ia. Ia. A fost odată ca-n poveste. A fost ca niciodată. Din rude mari împărătești o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândre toate cele. Cum e maimuța cum e fecioara neagră, între da. Sfinci și, stel, și luna între stele. Și cu interpretare. Așa. Aș vrea să mulțumesc prietenii mei care mă urmăresc în dimineața aceasta. Prietenii mei care mă urmăresc în dimineața aceasta. Și șoferul meu, Liviu Țola, el este acasă. Da. Eu sunt foarte mulțumitor. Dacă el e șoferul tău și el este acum acasă, tu cum ai ajuns aici? Cum am ajuns aici? Da. Păi m-a dus el în dimineața aceasta. Cum? Am venit la Europa, m-a dus el în dimineața aceasta. Te-a dus și te-a lăsat aici. Da, și pe aia vine deci și mai... Deci el înseamnă că este șoferul tău doar la dus. Da, și întors. Dus și întors. Nu, păi dacă la el. Acasă, dacă e acasă acum. Păi el, deci el m-a dus aici, a plecat acasă și pe aia vine înapoi. Îl sun eu. Și o să vină el. Îl sun tu când da, e... Da. Când termin eu emisiunea. Răzvan, aș vrea să mai explici la televizor. Am primit un mesaj să întreabă what's going on TV. Ce putem să explicăm? Ce se întâmplă la televizor? Mi-a sentimente, nevastă mea Ioana, președinte comisiei. Da, great entertainer from România. Poate știe, acasă în engleză se explice, se prezinte în câteva cuvinte pentru populațiile da. Cotropitoare. Pe Naomi, o știi, iubita lui Ristei? Cum te-am luat noi pe scena de la X-Factor, așa a făcut și el. Nu știu pe iubita lui Ristei. Explică-i că e Romanian tradition. Ce vorbește în engleză către ea care se află acolo și spune-i ce s-a întâmplat în momentul ăsta la Neață. Păi nu pot să vorbesc eu, să spun eu soției lui, în primul rând. Asta e singurul motiv pentru, da, pentru care nu poți da. Să faci... Nu este problema mea, nu intră la mea. Bun, am înțeles. Da. Avem 20 de secunde, spune o chestie care să rămână sfis așa deasupra șemineului, pe frontispiciu ceva. O vorbă de duh. Una care te călăuzește pe tine în viață.
Banii n-aduc fericirea, de-astea. Banii n-aduc fericirea. Viclenia, ura, curvia, minciuna, nu aduce în fericire nimica. Noi trebuie să fim corești și cinstiți înaintea Dumnezeu. Am înțeles. Pauză, ne întoarcem.